La doar 14 ani, o româncă uimește Italia. Fata a devenit cel mai tânăr arbitru de fotbal din regiunea Lazio. După un curs intensiv de mai bine de un an și un examen riguros pe care l-a trecut cu punctajul maxim, Cristiana este fericită că și-a împlinit visul. Cristiana s-a născut în comuna Lăușa Batarci din județul Satu Mare. În urmă cu mai bine de două decenii, părinții ei au plecat din România pentru un trai bun. A început școala în Italia și tot în Italia a descoperit o pasiune mai puțin obișnuită în rândul fetelor. Fotbalul. Tot a inițiat stando a scuola dal professore di motoria che mi ha fatto fare l'arbitro di una gara e a fine lezione mi ha detto che sono portata per fare l'arbitro, quindi può parlare per farmi fare l'esame per diventare arbitro all'AIA di Terni, e superandolo. E mi hanno detto che comunque poi il vero esame è in campo e il 22 aprile ho fatto la mia prima partita. Adolescenta are acum deja în palmares câteva partide la centru din campionatul italian de juniori. De când era mică, urmărea partidele cu mine și îmi plăcea foarte mult. Și au făcut câteva partide, au arbitrat. E chiar îi place, în teren stă bine. Cea mai mare susținătoare a Cristinei este mama ei. La fiecare meci este alături de ea. O dată pe săptămână îmi luam celălalt copil cu mine, surioara Maria Chiara, de 8 ani, și mergeam în Terni și vreau să vă spun că primele dăți am plâns de bucurie când am văzut că iese de la curs și o întrebam cum a fost, cum eram, parcă eu mai preocupată ca ea. Mama, îmi place și vreau să-l continui. Cuvinte de laudă despre româncă au și reprezentanții Asociației Italiene Arbitrilor. Cristiano Occe, ti ringrazio di essere qui vicino a me. Ecco la parola, Cristiano. Cristiano, siamo qui, frequenta la terza media, ha 14 anni, e è nata in Italia da genitori provenienti dalla Romania, però c'è una particolarità, che lei è diventata arbitro prima del papà. Acum, Cristiana se pregătește pentru a intra la Academia de Sport din Lazio, iar tânăra promite că nu se va opri până nu își va împlini visul, să arbitreze în Liga 1.